Zi la finalul perioadei de pregătire. Da, concluziile am crescut din punct de vedere fizic, a fost o săptămână foarte grea, dar ce mă îngrijorează, de fapt, problema principală a mea este jucătorii mei veniți, să văd exact la ce nivel sunt. Mă bucur că am început să mai vină jucători, așteptăm doi jucători să ajungă mâine și cu asta am încheiat perioada de transferuri. Astăzi un joc bun, jucătorii care au evoluat, un joc bun și din partea noastră și a celor de la Focșani, cu multe situații de poartă și de o poartă și de alta. Un antrenament bun, mulți jucători care n-au prea evoluat în ultimul timp, care le-au avut șansa să joace peste 60 de minute și asta e cel mai important. Voi încerca să trag concluziile, să vedem să ne stabilim la un lot de 23-24, suntem încă foarte mulți. Să vedem exact cine vine, la ce nivel e de pregătire și în momentul ăsta, în momentul în care voi ști exact, voi face programul pentru perioada următoare. Nu au venit cam târziu jucătorii totuși? Am spus, mi-a vorbit de foarte multe ori. Asta este marele neajuns când vin jucătorii târziu, pentru că nu sunt pregătiți, au nevoie de o perioadă de 2-3 săptămâni de să-i pui la un nivel cât de cât optim. Va fi un început de campionat foarte greu și dificil. Da, într-adevăr, jucătorii au venit târziu și poate fi o problemă mare asta.